Odată cu debutul lunii martie se reiau toate competițiile fotbalistice juvenile. Dacă prima etapă a sezonului de primăvară pentru juniorii republicani este programată la 17 martie, formațiile rămase în Cupa României intră în iarbă la sfârșitul acestei săptămâni. Ajuns în faza optimilor de finală, județul nostru mai este reprezentat doar de juniorii sub 19 ani de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta. Astfel, fotbaliștii pregătiți de Marian Brihac evoluează duminică împotriva celor de la CSS Caransebeș pentru calificarea în sferturi. Partida va avea loc de la ora 12 pe stadionul municipal din Severin. Școlarii au ajuns până aici după ce în primul tur au trecut cu 7-4 de Luceafărul Drobeta și în 16-imi au depășit cu 3-1 pe cei de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. De partea cealaltă, Caransebeș a învins în primul tur CSM Reșița cu 5-4, iar în 16-imi au bătut cu 3-2 CSC Ghiroda și Giarmata Vi.